În țară, zile libere pe 6 și 7 ianuarie de Bobotează și Sfântul Ion. Este propunerea legislativă semnată de zeci de parlamentari social-democrați potrivit site-ului Senatului. În prezent, românii beneficiază de 15 zile libere. În anul următor, 8 dintre acestea vor cădea însă în weekend. După anul nou urmează Ziua Unirii, Vinerea Mare, Paștele, Ziua Muncii, Ziua Copilului, Rusaliile, Sfânta Maria Mare, Sfântul Andrei și în ultima lună din an, Ziua României și Crăciunul. În acest an, doar 6 zile libere sunt la sfârșit de săptămână.